aprobat și altul, avem loc de înscriere pe... Sigur că am dorit pe modernizarea acestui obiectiv, pentru că, în primul rând, purtăm respectul celor care s-au jertfit pentru libertatea noastră. Și, în al doilea rând, cred că autoritățile au obligația de a le moderniza, întreține, pentru că ele fac parte dintr-un patrimoniu al comunității. Dar mai mult decât atât, știți că în fiecare an, cu anumite prilejuri, se oficiază depuneri, parade militare și am considerat necesar să facem un punct de interes această zi. Și nu în ultimul rând, vreau să vă spun dumneavoastră că strada Mihail Bogălișanu va intra într-un proces de modernizare, proces care va începe după introducerea conductelor de apă și canal pe această zonă, deci după definitivarea lucrărilor de infrastructură, iar în perspectivă, împreună cu arhitecții, cu proiectanții, vom gândi să fie o stradă cel puțin pe weekend pietonală, astfel încât defluierea spre grădina Popov și spre centrul orașului să se facă într-un mod civilizat și o zonă frumos amenajată. Așadar, acest obiectiv face parte din complexul care se va moderniza în zona, în această zonă, având aici, așa cum știți, școala 3, monument. În patrimoniu avem reputatul liceul Mihail Bogălișanu, parcul Popov, zona centrală cu obiectivele muzeu, bibliotecă și pavilion administrativ.